Un renovator a rămas uimit după ce a descoperit un misterios seif ascuns sub podeaua unei case vechi de 90 de ani pe care acesta o renova. Casa, în valoare de 6 milioane de dolari din cartierul Hancock Park din Los Angeles, SUA, era în curs de renovare când a fost descoperit seiful. Împărtășind o fotografie a seifului acoperit de molos pe Reddit, constructorul a stârnit o frenezie de speculații entuziaste cu privire la ceea ce se întâmplă înăuntru. Un renovator a rămas uimit după ce a descoperit un misterios seif ascuns sub podeaua unei case vechi de 90 de ani pe care o renova. În imagine se poate vedea seiful încrustat în podea cu un cadran numerotat și un mâner vizibil printre praf și molos. Postarea a adunat rapid 10.000 de like-uri cu 3.500 de utilizatori care au comentat. Oferind ceva mai multe informații despre renovare, constructorul a explicat: lucrarea a început în 2020, dar a avut câteva piedici. Va dura probabil puțin sub 4 ani. Cantitatea de lucruri pe care le-au făcut aici este o nebunie. Au săpat o cameră sub casă pentru un teatru și au adăugat o unitate de locuit, două etaje. Oricum l-ai sparge, înțelege că există o șansă de 99% ca seiful să aibă căptușală din asbest. Aceasta nu este prima dată când un seif secret a fost descoperit în timpul renovărilor și apoi postat pe Reddit. Utilizatorii frustrați de lipsa unui răspuns cu privire la ceea ce se află înăuntru cu aceste alte cazuri, i-au avertizat pe ceilalți să nu se entuziasmeze de această dată. Un utilizator a scris: nu pot fi rănit din nou. Un altul a cerut ca posterul să fie interzis dacă nu postează o actualizare în 24 de ore. Răspunzând la acest lucru, un altul a comentat: interzis este prea ușor, judecat la Haga cel puțin. Nefiind dispus să riște să ajungă la Haga, renovatorul a răspuns: versiunea lor de nimic este foarte diferită de a ta și a mea. El a răspuns: proprietarii sunt conștienți de seif și l-au informat pe managerul de proiect că este gol și au instruit să fie îndepărtat și eliminat. Este posibil să-l deschidem mâine doar pentru a verifica, dar este puțin probabil să se merite timpul necesar pentru a face acest lucru, având în vedere că ni s-a spus că este gol și că timpul înseamnă bani. Oricum sunt proprietarii, așa că, chiar dacă conținutul avea valoare, nu am putut să-l păstrăm. Îmi pare rău că am avut un final atât de anticlimatizat. Dar după ce renovatorul a explicat că locuința a fost amenajată ca o casă de vară pentru proprietarii care locuiesc în New York, un utilizator a speculat: acest cuplu are o a doua casă de 6 milioane de euro. Relatează playtech.ro.